6. A fost primit astăzi de către prima junta Procurorului General, domnul Bogdan Micu, deoarece doamna Procurorul General Spitea nu se răspunsă pe ce. Discuție civilizată, cred că apreciază și colegii mei la fel, cu bune intenții, noutățile sau noutatea care am aflat-o astăzi este că la Curtea Supremă astăzi a avut loc un termen unde s-a judecat, practic, competența pentru acele procese, soluționarea acelor procese care se află la Curtea de Apel și respectiv la Tribunalul București. Competența a revenit în urma deciziei de azi a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Tribunalului București. Domniile lor așteaptă să se întoarcă la dosarul cât mai repede, pentru că și ultima urmă a dosarului care se găsea la secția partidelor militare cu acei jandari care au lovit, care au produs vătămări în seara și noaptea de 10-11 august 2018 a fost luat și atașat dosarului care a plecat de la Dicăru. Preconizează undeva în septembrie să întoarcă dosarul. Spune domnul procuror general Bogdan Licu, prima ajuntă a procurorului general Bogdan Licu, că are deja o planificare, am înțeles, în sensul de reluare de îndată a cercetărilor după ce se întoarce dosarul și încearcă într-un timp rezonabil echipa pe care mă rog să zicem că o va forma din cei de la secția parchetului militare, eu nu știu pe cine va numi la aceste dosare care să nu fie implicat, mai sunt 5 procurori acolo. Ori în dosarul Revoluției, ori în dosarul 13-5, ori în dosarul 10 august. Da, mă rog, e problema domnilor. Da, asta e problema noastră specială. Nu, n-am cerut o procurorită, vă venim treaba noastră. Sunt alte organizații aici. E posibil să fie o echipă specială de procurori? Da, se face echipă de 5 oameni de anul. Mai nu muriești, deci dosarul este la instanță, e plecat la instanță. Deci n-a ajuns la pachetul. Nu, în septembrie. Deci este plecat pe competențe între instanță. Nu putem zice septembrie sau octombrie sau august. Poate vine în august. Noi dorim să dar toate procesele de redeschidere s-au finalizat? Da. Și s-a stabilit și competența asta. Și astăzi s-a stabilit și competența pentru Tribunalul București. Bun, dar pentru alegerile care durează durată, în care se face cea mai bună? Inclusiv pe aceea de durată. Și în ceea ce privește finalizarea dosarului, a fost dat un orizont de la început? Păi nu poți să ceri un orizont procurorului general acum, a putea ceri pe orizont procurorilor ce vor fi investiți pe casă. Dar s-a stabilit că s-a vrea ca procurorii care vor fi stabiliți pe casă prezinte adesul care vor fi. Am fost asigurați și ați auzit deja 4 dauri sau 5, că domnia sa, ocupându-se de secția partidelor militare, mă rog, având o subordine, va monitoriza săptămâna. Asta a spus-o de 3-4 ori. Și mai era un nou de treabă în septembrie. Când vine dosarul, poate să fie și altul. Și când o să finalizeze? N-au dat în termen? N-ai. Doar monitorizare. Această monitorizare cu adevărat. Vă rog. Pe zone noi, care nu au lucrat prin statul de am înțeles, eu am mers mai târziu și probabil că mă rog. Și vor număr ești. Din țară. Nu, Licu, care a tras pe la televiziune, nu știu. Nu. Da, Liberiu. Nu știu. Să nu facem confuzii. Știm? Mulțumim mult! Și v-au dat un termen? Funcționar? Nu, 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 n
Credeți că acest dosar vom avea sau vom avea? Da. Trei ani am avut. Care să nu fie și al patru. Uităm adresul la Procidica. O întrebare. La Procidica, da? Pa, pa. O întrebare către dumneavoastră. Dumneavoastră știți că în 2014 domnul Liclu a făcut o întrebare de către o persoană la comemorarea 2000 de ani revoluția din Europa, revoluția din Europa, revoluția din România, că procurorul general domnul Nițu există suspiciuni că a săvârșit crime împotriva umanității la Revoluție. Dumneavoastră ați discutat cu această persoană care este în funcție cel puțin din 2014. Nu vă garantează nimic, nici procurorul general, nici vreun membru din colegiul de conducere al parchetului general. Vă bate în jos de cel puțin 800 de persoane vătămate care au făcut plângere penală pentru diferite infracțiuni și infracțiuni Suntem la parchetul general, adică la Procuratura Generală a României, în Piața Constituției, peste drum de fostul Palat al Poporului, Casa Poporului, acum e Palatul Parlamentului. Protestul se mută în Piața Victoriei, așa au zis organizatorii. Ne vedem în Piața Victoriei, să cerem dreptate pentru 10 ani.